cartea pe care vă prezint astăzi sau vă recomand astăzi este Viața e ușoară, nu-ți face griji. Un titlu promițător, un titlu simpatic, o autoare pe care am mai întâlnit-o, Agnès Martin-Lugon, și care a mai scris o carte la fel de fermecătoare, cel puțin ca titlu, dar și în conținut, Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Așa se numește cafeneaua ei de la Paris, pare că trăiește într-o lume extraordinară, toate cele îi se deplinesc, numai că la un moment dat, vorbesc de prima carte, numai că la un moment dat soțul și copilul ei mor într-un accident stupid, ca toate accidentele de mașină. Ăsta este subiectul primei cărți, aceea cu Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Femeia își părăsește cafeneaua și pleacă în Irlanda, unde întâlnește un tânăr la fel de nefericit, de enigmatic, și o Irlandă, așa cum voi imaginați, cu frig, cu ploaie, cu ceață și toate ingredientele necesare unei asemenea zone. Ei, această carte, Viața e ușoară, nu-ți face griji, continuă volumul acela de mare succes și ne prezintă pe eroină trăindu-și viața în continuare. Sigur că marile dureri nu se uită niciodată, cel puțin așa credem, și n-a uitat drama prin care, tragedia prin care a trecut. Mai mult decât atât, își imaginează că niciodată nu o să mai fie mamă, că niciodată nu o să mai iubească, că niciodată nu o să știe să se comporte cu un copil, pentru că își aduce mereu aminte de întâmplarea pe care a trăit-o. Lucrurile nu stau chiar așa. Între timp se mai estompează amintirile, întâlnește un domn cu care are o relație de iubire, prietenie, nici ea nu știe exact ce, și cafeneaua merge înainte. Ba mai mult, cafeneaua reprezintă universul ei și la un moment dat încearcă să inițieze un proiect în care să invite mame cu copii cărora ea să le citească, sau una din mame, sau ceva de genul acesta. Numai că este atât de tulburată de privirea copiilor și de entuziasmul lor și de felul lor de a fi, și toate îi revin în minte, așa cum erau ele în familie ei mai demult, încât renunță brusc. Și merge în continuare cu cafeneaua, iată cum și-o descrie. Astăzi cafeneaua este echilibrul meu, îmi permisese să scot capul din nisip, să reîncep viața la Paris, să realizez până la ce punct munca îmi făcea bine, să-mi dovedesc mie însămi și să le demonstrez și părinților mei că eram în stare să fac ceva. Mulțumită cafenelei, redevenisem o ființă socială, o femeie care muncea și își lua viața în propriile mâini, fusesem nevoită să pierd ce îmi era mai drag ca să-mi dau seama de atașamentul meu față de acest loc, de acești patru pereți. De un an nu mai luasem nicio zi de concediu, nu puteam să-l părăsesc și nu-l voi mai lăsa niciodată pe Felix. Felix este ajutorul ei să se ocupe singur de cafenea. Lucrurile nu stau chiar așa, va trebui să-l lase singur pe acest Felix, prietenul și companionul ei în ceea ce privește cafeneaua, pentru că primește o veste din Irlanda că gazdele la care a stat ea acolo au probleme de sănătate, mai precis doamna care a îngrijit-o atâta vreme și cu care se împrietenise este pe patul de moarte și ar fi foarte bine să o mai prindă în viață și să se mai întâlnească odată. Și atunci femeia urcă în primul avion, lasă cafeneaua pe mâinile lui Felix și se îndreaptă spre Irlanda. Odată ajuns acolo, toate amintirile trăite în Irlanda revin. Mai mult decât atât, bărbatul fermecător, misterios, enigmatic,
se dovedește că are un copil cam de vârsta celui pe care ea îl pierduse și copil care se atașează de ea foarte mult. Copilul nu avea mamă, drept care ea devine un fel de mamă adoptivă. Toate sentimentele pe care ea le credea terminate, le credea stinse, revin. Este o femeie cu mult afecțiune de dat, este o femeie iubitoare și știe să se comporte atât de frumos cu copilul, încât copilul se atașează extraordinar de mult de ea. Ne întâlnim iar cu acea Irlandă plină de ceață, parcă totul rămăsese neschimbat și marea și vântul și oamenii și puburile și berea și toate cele, inclusiv domnul acela misterios, îi reconstruiesc un univers de care ea avea nevoie și de care ea era foarte legată. Mai mult decât atât, o întâlnește pe gazda care într-adevăr era foarte bolnavă și nu mai avea mult de trăit, se înduioșează, se emoționează și simte că totuși locul ei ar fi acolo. Se apropie mai mult de bărbatul acela și de copilul lui, dar ca în filme, ca în cărți, el nu poate să renunțe dintr-o dată la viața ei de la Paris, la cafeneaua ei în care oamenii citesc și beau cafea și se întoarce acasă. Se întoarce acasă la Paris, numai că renunță la prietenul de la Paris, vinde cafeneaua și se întoarce în Irlanda și o ia de la capăt. Cam asta este povestea pe scurt. Sigur că eu v-am spus povestea așa, vorba poveștilor noastre, dar este mult mai frumos țesută, povestește extraordinar de frumos, scrie foarte frumos, are un fel plăcut, cald, fără ostentație, sentimentele se desfășoară foarte frumos și îți e drag de oamenii pe care îi găsești aici, pe lângă faptul că întâlnești locuri pe care nu știu dacă toți am avea ocazia să le vedem. E o Irlandă, prin această scriere, e o Irlandă cu oameni prietenoși și buni în care ea se va întoarce. Și în felul ăsta își reface familia. Familia însemnând un bărbat și un copil și legăturile de prietenie cu cei care au primit-o la început acolo. Curge povestea, o să vedeți, îți dă o stare de bine, citiți cu drag, citiți cu sufletul deschis pentru că nu o să vă pară rău. Așadar, viața e ușoară, nu-ți face griji, un îndemn mai mult sau mai puțin valabil pentru toată lumea, oricum viața merge înainte. Agnès Martin-Lugon, Viața e ușoară, nu-ți face griji, lectură plăcută.